l-am pe Gabriel la fine. Foarte bună intervenție. Bă, e bine să o ai pe tine, dar să nu ai la suflet. Asta e cel mai bine. Să pe tine astea. Nu am ce să iau pe mine, că dacă aveam ce să iau pe mine, să mă iertați, dă-mi-mi pula mea de vagabonte. Îmi lai și numărul de telefon. Dar de unde ai asta? De la PSD? De unde ai tricou? Mie n-a dat și mie unul. Lasă-mă. La Gabriel. Da, tu crezi că l-ați ține pe mine? Lasă-mă cu toată lumea. Sunt fiice. Dă-mi tu mie bani ca să nu mai țiu de la ea. Păi, mă mutasem de curând la Băcu. Și era atunci cu PDL-ul cu asta. Și veneau la poartă cu găleți, cu... Da. Și îmi spune nevastea că era plecat. Auzi, că zice, băi, dracu, n-au trecut și pe la mine să-i dai și eu. Puta, n-ai nevoie de găleata lor. Păi două cuvinte, dar sper că nu te supe. Nu, niciodată. Mai fi dumneata trecut cu în viață, dar rasa asta de român e cea mai bandită rasă din glob. Ioare. Acum nu că vă lovesc eu pe voi în soartă, că nu viu pe masa dumneavoastră sau dumneavoastră. Nu, nu viu pe masa dumneavoastră sau dumneavoastră pe mea. Dacă vede un țigan, dacă... Țigan. Ia uite cum face. Dar de unde știi? Țigan. De unde știi? Păi asta e de când am crescut. Ia e. Păi nu de dumneavoastră. Aveam pe 3 septembrie întrunire cu ea la Rava de Jun. Nu de dumneavoastră. N-are frățiorul meu toți cei 7 ani dacă... Venisem în România. N-are toți așa capacitate. Sunt și țigani între țigani, sunt și români între români. Dar român între români mai rar. Noi mai așteptăm pe cineva? Sine Mihai. Da. Ea organizează mereu un turniu de asta de mic dejun. Este o cafenea specială în Viena, unde se întâlnesc cu mine de mic dejun. Și poate să mergă fiecare ce trebuie.